Salut! Astăzi am venit să vedem un Mulcher MM7000 cu lățime mare. După cum știți, marca Bennar este cunoscută în special pentru mașinile sale de cultivare a solului și de însămânțare. Începând din 2015, portofoliul de produse Bennar include însă și tocătoare rotative de suprafață mare din seria MZ, dar modelul emblematic MM7000 are 5 rotoare. Marca Bennar s-a concentrat de la început pe fabricarea de tocătoare rotative mari. Acestea au o axă de rotație orizontală. Noi nu fabricăm tocătoare standard cu ciocane, motivul este simplu. Tocătoarele de suprafață mare oferă o capacitate mai mare, la un consum de combustibil mai mic și un necesar mai redus privind puterea tractorului. Tocătoarele rotative devin tot mai populare în rândul fermierilor. Principalul motiv este presiunea continuă din partea autorităților legislative pentru reducerea utilizării agenților de producție chimică a plantelor. Tocătoarea rotativă este un utilaj potrivit pentru plivirea mecanică, precum și pentru eliminarea diferiților dăunători, cum ar fi sfredelitorul european al porumbului, după recoltare. Aceasta este partea frontală a utilajului Mulcher MM7000. Oferim două tipuri de bară de tracțiune pentru tocătoare. O variantă este bara de tracțiune conectată la cuplajul inferior sau superior. În ceea ce privește cuplajul, avem un inel de 40 sau 50 de mm sau cuplajul K80. Tocătoarele rotative Bennar pot fi echipate cu două tipuri de cardan. Acesta este fabricat fie de Bondioli, fie de Walterscheid. Transmisia cutiei de viteze utilizează un cardan conectat la tractor, care poate fi echipat cu 20, 21 sau 6 caneluri în funcție de tipul arborelui prizei de putere. Materialul este destul de agresiv și poate avea un impact negativ asupra cadrului utilajului, în special la tocarea vegetației pajiștilor permanente, a pășunilor, ierbii înalte sau a rezidurilor după cultura de porumb boabe. Prin urmare, toate tocătoarele rotative Bennar, atât seria MZ cât și seria MM, au cadrul galvanizat la cald pentru o rezistență crescută la sevele agresive ale plantelor. Utilajul este transportat utilizând osea de transport, care poate fi folosită și pentru a seta înălțimea utilajului în timpul lucrului pe câmp. În acest caz, tocătoarea rotativă din seria MM are o osie centrală basculantă. Aceasta înseamnă că o roată este întotdeauna decalată. Acest lucru garantează o mai bună urmărire a terenului și nivelării utilajului în timpul lucrului. Există și o pereche de roți pe fiecare cadru lateral. Roțile pot fi, de asemenea, umplute cu cauciuc. Astfel crește rezistența la perforare a anvelopelor utilajului atunci când lucrați în condiții extreme. Înălțimea de lucru a tocătoarei este setată hidraulic. Există cilindri hidraulici. Cilindrii hidraulici se află atât pe cadrele laterale, cât și pe osia centrală de transport. Înălțimea de lucru este reglată simplu, cu ajutorul unei cleme hidraulice. Înălțimea de tocare este setată prin numărul de inserții utilizate. Există o soluție tehnică interesantă la toate tocătoarele rotative Bennar, ambreiajul cu fricțiune. Ambreiajul cu fricțiune oprește automat toate procesele transmisiei în cazul unui impact brusc al utilajului cu un obstacol care ar putea deteriora rotorul. Toate cardanele care conectează rotoarele sunt echipate cu ambreiaj cu fricțiune. Rotoarele sunt componentele principale ale utilajului. După cum puteți vedea, modelul MM7000 are 5 rotoare, unul central și două pe fiecare cadru lateral. Rotoarele sunt echipate cu lame pentru iarbă, dar pot fi echipate și cu un set special pentru tocarea resturilor vegetale după recoltarea porumbului boabe, utilizând lame speciale pentru porumb. La cerere, fiecare utilaj poate fi echipat cu echipament opțional. Acesta include deflectoare de împrăștiere, care sunt deosebit de utile la tocarea ierbii care nu este păscută pe pajiște sau pășuni permanente. Deflectoarele de împrăștiere împiedică formarea unei linii după rotoare. De asemenea, este disponibil blindajul. Blindajul este o parte importantă a tocătoarei rotative, deoarece protejează zona rotorului și crește durabilitatea și rezistența utilajului la perforări cauzate de pietre sau alte obiecte ascuțite. Tocătoarea rotativă cu deschidere largă este proiectată în principal pentru tocarea vegetației pe suprafețe mari, însă dacă aveți terenuri cu o pantă mai mică pe margine sau un șanț,
Puteți regla utilajul pentru a lucra pe astfel de terenuri prin modificarea simplă a setărilor cu sistemul hidraulic al cadrului lateral. Aripile din dreapta sau stânga pot fi reglate de la minus 15 la plus 45 de grade. Alte echipamente opționale pentru Mühlherr MM7000 sunt plăcile de acoperire a cadrului, a rezidurilor de cultură sau a ierbii după finalizarea lucrărilor. Iar dispozitivul Trash Fan, care creează un flux de aer, este echipamentul de top al mașinii. Aerul este direcționat spre cadrele centrale și laterale utilizând clapete pentru a permite curățarea continuă a utilajului în timpul lucrului. Pe părțile laterale ale cadrelor centrale și laterale există ghidaje. Acestea ghidează utilajul pe teren și mențin înălțimea minimă de lucru. Vă mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Dacă doriți mai multe informații despre acest utilaj, vizitați site-ul Bendnar, unde puteți găsi pagina detaliată a produsului. Dacă sunteți interesat de mai multe informații, contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Bendnar sau încercați configuratorul nostru Bendnar, unde puteți vedea online componentele individuale ale echipamentului.